Familia ta este emisiunea care a apărut din dorința de a fi alături de părinți și viitori părinți și de a le oferi informații încă de la momentul deciziei de a avea un copil. În această ediție, medicul de familie Maria Filep este din nou alături de noi și ne va oferi câteva sfaturi privind relația de colaborare dintre femeia gravidă și medicul de familie. Apoi, educatoarea Claudia Luca ne va sfătui cum să alegem jucăriile pentru cei mici și cum să le insuflăm plăcerea de a citi. La final, părinții vor afla despre activitățile de vacanță ce le pot oferi elevilor. Legislația în țara noastră privind supravegherea și asistența medicală a femeii gravide stabilește niște reguli foarte clare în ceea ce ne privește pe noi, medicii de familie, care suntem primii în relație cu pacienta noastră gravidă. Se recomandă și este bine ca luarea în evidență și depistarea sarcinii să fie făcută în primele 3 luni, optim, sigur, în prima, a doua lună. În momentul în care punem diagnosticul de sarcină, există o procedură la nivelul cabinetului de medicină de familie numită luarea în evidență a gravidei, o procedură care include o atitudine clinică complexă cu date despre evaluarea femeii gravide. În această relație sunt incluse serviciile de obstetrică ginecologie, unde noi avem obligativitatea să trimitem pacienta gravida să urmărim dacă ea a făcut acest examen în primele 3 luni și evaluare paraclinică cu un set de examinări foarte bine stabilit, pe care fiecare medic de familie le cunoaște și, dacă doriți să vă spun în mare, facem o depistare activă a HIV-SIDA. Deci în acel pachet de analize? În acel pachet de analize obligatoriu sunt incluse determinarea de grup sanguin, de RH, extrem de importante pentru evoluția, prognosticul și atitudini speciale, diagnosticul HIV-SIDA la fiecare, asifilisului cu repere, cu determinare, și o evaluare generală a gravidei cu o hemoleucogramă, glicemie, evaluarea rinichilor, deci un set de analize standard care cuprind și orientează înspre patologii foarte importante pentru sarcină. Sigur că dacă această pacientă gravidă are o patologie cunoscută, cred că acest aspect vă interesează. Deci dacă noi o avem în evidență pe această gravidă pacientă cu afecțiuni cronice, am să le enunț pe cele mai importante: hipertensiunea, diabetul, afecțiuni renale relativ frecvente. Dacă această pacientă decide că vrea un copil, atunci suntem obligați și există protocoale și sunt bine stabilite categoriile de medicamente recomandate acestei gravide. Deci, o femeie care are diabet zaharat, o femeie hipertensivă, o femeie cu o altă afecțiune cronică poate să rămână gravidă, să ducă la termen o sarcină, să nască un copil sănătos, cu protocoale de terapie bine precizate. Deci, în se mare... Se poate duce o sarcină la termen cu un copil sănătos, chiar dacă pacienta are o boală cronică? Sigur. Acum,
Nimeni nu poate garanta nici unei gravide sănătoase că sigur va naște un copil sănătos. Realitatea și ceea ce se întâmplă în jurul nostru din totdeauna, acum și așa va fi totdeauna, există un risc pe care toate ni-l asumăm. Dar aceste femei, frecvent, eu lucrez de foarte mulți ani și am pacientă hipertensivă, paciente diabetice, care au născut copii sănătoși, normal. Mama gravidă astmatică este foarte frecvent, astmă bronșic, la tinere, la gravide tinere, care gravidă necesită un tratament cronic și se stabilește ceea ce este permis, în mare este cunoscut și avem paciente cu patologie cronică care au născut copii normali și sănătoși. Ce ne puteți spune și ce părere aveți despre acel vaccin care se administrează femeilor însărcinate prin luna a șaptea? Deja da. Se administrează vaccinul? Acum, din punctul meu de vedere, este o tară, să o numim, să administrezi anatoxină tetanică, să o vaccinezi pe gravidă cu antitetanii, presupune că ea va intra într-un contact cu acest bacil, cu această infecție, ori în condițiile în care gravidele nasc actualmente, riscul este destul de mic. Eu consider că vaccinarea antitetanică este o reminiscență și că actualmente ea nu își găsește explicația reală. Însă, până acum am avut vaccin și am vaccinat la 7 luni gravidele cu vaccin antitetanic. Se presupune că acea femeie ar putea naște în condiții în care acest bacil care este anaerob, deci în condiții de igienă extrem, extrem, extrem de precară ar trebui să nască. Dar se mai întâmplă să mai nască și ambulanțele n-ar trebui să conțină bacil tetanic. Deci numai nașterea pe câmp sau într-un mediu extrem de nesanitar, de nesanitar, da, ar trebui să aducă înspre gravidă bacil tetanic. Însă, așa cum la examenul prenupțial, atunci când evaluăm cuplu în vederea căsătoriei, noi facem niște examinări care ne vin din trecutul îndepărtat. Dacă ar fi și ar sta în puterea mea, aș schimba complet setul de examinări pe care noul cuplu ar trebui să le facă și care, într-adevăr, ar trebui să reveleze acestui cuplu o stare sanitară reală. Ori ceea ce facem noi acum este, repet, ceva, o reminiscență din trecutul chiar îndepărtat, aș spune. Da. Revenind la supravegherea femeii însărcinate în raport cu medicul de familie, bineînțeles că de-a lungul sarcinii, periodic, femeia trebuie să vină la control. Am vorbit despre legislația în acest sens și normele contractului cadru după care noi ne desfășurăm activitatea, pe lângă amintita luare în evidență în primele 3 luni, stabilește un ritm de urmărire oarecum obligatoriu. Lunar până în luna a șasea, deci 4-5-6, și bilunar în lunile 7-8-9, la cabinetul medicului de familie. În plus, gravida face examinări, o primă examinare paraclinică, laborator, acel set general la luarea în evidență, după care urmează examinări recomandate de medicul ginecolog, în care intră, în funcție de ceea ce
obstetricianul consideră necesar, examinări care pot ajunge foarte departe până la amniocenteză, în care se stabilește exact dacă există o patologie genetică sau nu. În cazul în care examene paraclinice, triplu test, torciu, de care cred că foarte mulți ascultători au auzit, ridică suspiciuni, confirmarea și ultima și cea mai sigură examinare în ceea ce privește riscul genetic în sarcină este amniocenteza, pe care o recomand pacientelor să nu le fie teamă. Există proceduri foarte bine puse la punct, cu un risc extrem de scăzut. Cunosc foarte multe gravide care au făcut această examinare, de care multe se tem și nu există nicio problemă. Există anumiți factori care ar trebui să recomande amniocenteza, ca de exemplu vârsta mai înaintată a mamei? Există și vedeți bine că mi-ați adus în vedere omisiunea mea, n-am vorbit despre faptul că la luarea în evidență stabilim un risc obstetrical. Acest risc obstetrical reprezintă un scor pe care noi îl obținem coroborând antecedentele, inclusiv patologia genetică, deci toate antecedentele, statusul și prognosticul, repercursiunile pe care aceste elemente de, hai să spunem, antecedente, deci ce este în familia părinților, ce prezintă părinții ca risc global, inclusiv risc social. Și atunci facem un scor care ne încadrează nouă, standardizat, care ne încadrează nouă gravida într-o grupă de risc. Și această grupă de risc recomandă anumite examinări. Această examinare, amniocenteza, are niște examinări precursoare, teste paraclinice de suspiciune de boală genetică, sarcina peste 35 de ani, presupunând că peste 35 de ani riscul de boală genetică este crescut, și orientarea pe caz concret la fiecare gravidă. Noi facem evaluarea generală și medicii specialiști completează și determină și precizează pașii pe care gravida trebuie să-i facă. O femeie însărcinată trebuie să încerce să fie fericită. Trebuie să încerce să fie fericită și optimistă. Trebuie să vorbească permanent viitorului ei copil. Trebuie să îi arate în mentalul ei minunile lumii și să-l considere pe viitorul ei copil o minune. Dacă stabilește femeia cu viitorul ei copil o relație din primul moment, o relație în care îl antrenează, atunci perspectivele sunt mai bune și mai fericite. Sunt mai multe șanse ca o gravidă fericită să nască un nou născut fericit și sănătos. S-a demonstrat că, într-adevăr, bebelușul sau fătul, că nu putem vorbi de un bebeluș în perioada intrauterină, fătul încă de la la o anumită vârstă gestațională deja aude și îi putem vorbi. Să nu dorim neapărat ca fătul, embrionul, fătul și nou-născutul să audă și să vadă. Sunt sigură că există căi de comunicare și percepții mult mai subtile decât noi bănuim. Este cert că psihismul
copilului este însămânțat de foarte timpuriu și este extrem de dependent de modul în care mama îl abordează.